Slăviți și binecuvântați să fie Domnul! Amin! Dacă sunteți ridicați în picioare, haideți să citim câteva versete. Cartea Eclesiastul, capitolul 11, încep de la versetul 9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește oricine caz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar adu aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Pentru dumneavoastră care sunteți tineri, doresc binecuvântare din partea celui îmbătrânit de zile. Dumneavoastră, care sunteți tineri, sunteți chemați de acest îmbătrânit de zile să trăiți veșnic. Amin. Vreți? Amin. Știați că tinerețea este perioada cea mai scumpă a vieții? Adică valoarea ei este atât de mare, încât de ea depinde tot ceea ce urmează. Și voi acum sunteți în posesia acestei valori, care poate să determine viitorul vostru etern. Vă propun în ziua aceasta, în partea ce o să o avem împreună, pentru că va fi o expunere din Cuvântul lui Dumnezeu, pe parcursul căreia, dacă ceva nu vă este clar sau nu sunteți de acord sau ați dori ceva anexă, puteți scrie un bilețel cu o întrebare. Urmează apoi eventual să cântăm o cântare. Dacă vor fi întrebări, să răspundem și apoi să avem o sesiune mai scurtă, parte bărbătească și parte femeiască. Noi discutăm și dumnealor discută. Chestiuni de ordin specific, masculin, feminin, băieți, fete. Dar mai întâi vreau să observăm din cuvântul citit și nu numai, din cuvântul scris, tinerețea, perioada cea mai scumpă a vieții. Tinerețea este o perioadă scurtă. Am citit aici, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Voi de mult sunteți tineri. Nu chiar de mult ați ajuns și voi tineri și credeți că o să mai rămâneți mult timp tineri. Spune un vers, numai ieri trecea pe stradă, zbura ca o rândunică și apoi când bași de seamă vezi o beată bătrânică. Ți-e și frică și rușine ca să-i spui că e moș sau o babă. Însă bătrânețea vine, vrei, nu vrei? Ea nu te întreabă. În primul rând, vreau să observăm din Scripturi și din realitatea vieții voastre, pentru că sunteți tineri. Tinerețea este perioada de maximă capacitate fizică și intelectuală. Adică, din punct de vedere fizic, niciodată n-o să fii la fel de tare ca acum în tinerețe. Spune un alt vers din aceeași poezie, cu vremea mușchii tremură slăbesc, ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate, alții și mai greu sărmani simt durerile în toate. Îmi spunea bunicul meu, ajuns bătrân, că își amintea de bunica lui care trecea greu pragul. Știți cum scrie textul aici? Te sperii de orice înălțime. Să-ți sui amândouă picioarele în mașină, ai nevoie de mâini. Și zice el, măi, hoții bătrân asta, cred că se mișcă așa încet ca să nu lucreze. Și când a ajuns el bătrân, a zis, reai bătrânețe. Dar vă nu vă vine a crede așa? La tinerețe ai maximă capacitate fizică, așa scrie aici. În zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, când ce se întâmplă? Versetul 3. Încep să tremure pasnicii casei, mâinile.
când dădeai cu pumnul masă, toți din jur luau măsură. Acum și furculița tremurând o duși la gură. Că se schimbă datele problemei. Se încovoie cele tari picioarele. Se opresc cei ce macină, dinți. Se întunecă cei ce se uită pe fereastră, ochi. Se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, urât mori slăbește, te temi de orice înălțime, te sperii pe drum, înflorește migdalul, îți trec poftele, că omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei ulițe. Și așa este și din punct de vedere intelectual. Copilărie, în adolescență, în tinerețe, ai memorie bună. Faceți un concurs cu părinții voștri, ca să nu mai zic cu bunicii, și vedeți cine învarsă mai repede un salpe de rost. Și veți vedea că dumneavoastră sunteți pe locul întâi. Căci computerul vă este mai bun, dar cu vremea nu mai procesează la fel de bine. Și poți să tot apeși pe care tastă vrei, poți să-i dai click cât vrei, că merge încet. La tinerețe ai mintea ca o pâlne, știți ce e pâlne, așa, deschisă și cu care torni într-o sticlă. Acumulează mult, la bătrânețe tot ca pâlnea, numai întoarsă. Intră puțin și curge mult. Uită omul și ce a mâncat aseară. Ochelarii sunt pe frunte, iar el caută după ei, bași mai ceartă și soția, unde-s ochelarii mei? Și zâmbiră împreună. Bătrânețea ne-a cuprins. Milioane de celule ne-au lăsat și ni s-au stins. Și se consumă neuronii, acele celule de bază ale minții și toate celelalte care compun acest computer binecuvântat. Pentru că tinerețea este perioada, repet, de maximă capacitate și eficiență fizică și intelectuală. Cum ești tare, nu mai vezi cum îți folosești mușchii și coloana vertebrală, că asta nu-i piesă de schimb. Îți trebuie și la bătrânețe. Vezi, nu-ți uza în mod vinovat trupul. Că uneori la tinerețe ne bate în joc de viață și la bătrânețe cerșim ce am mirosit, neștiind ce valori am avut. Folosește-ți mintea să introduci în ea cât mai multă informație sfântă. Eu știu tineri care au memorat cărți întregi din Biblie. Și la bătrânețe, știți cum e mintea? Ca o carte. Încep să se rupă foile, dar alea de la urmă se rup. Ce ai scris în copilărie, în adolescență, la tinerețe, rămâne. Nu vă folosiți mintea doar pentru a acumula gunoaie sau pentru a o lăsa goală. Că mai târziu veți vrea să acumulați, dar procesul este mult mai lent. Strâng cuvântul tău în inima mea. Inima înseamnă minte, dar asta când? La tinerețe. Da? Slava tinerilor, zice în proverbe, este tăria. Se pot lăuda și bătrânii cu asta? Din amintiri. A fost, dar nu mai este. Vedeți cum vă folosiți capacitatea fizică. Munciți, zice în proverbe. Vă citesc din cuvintul lui Solomon, capitolul 12, versetul 27. Comoara de preț a unui om este munca. Dar asta la tinerețe, când ești în capacitate fizică, la tinerețe, când poți să înveți, mai târziu poți să faci câteva facultăți, pe la 40-50 de ani nu mai sunt excepții, dar oricum nu mai poți să ai o carieră ca și unul care și-a început școala la vreme, care a știut să muncească și a știut să-și folosească tinerețea. În al doilea rând, tinerețea este perioada cea mai plină de entuziasm, satisfacție, bucurie. Așa am citit în textul din Eclesiastul 11:9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. N-am citit. Bucură-te, bătrânule. Că la bătrânețe apar
atâtea insuficiențe și multe probleme la tinerețe, te poți bucura. Care oameni zâmbesc mai repede, tineri sau bătrâni? Tineri. Și nu-i interzis asta. Bucură-te. Tot aici e scris, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Că vine vremea, am citit 12:1, când nu vei mai găsi plăcere. Pentru că plăcerea este specifică tinereții, din nou, bucuria, elanul. Numai că bucuriile sunt de două culori, albe și negre, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Și la tinerețe pot fi gustate într-o proporție mult mai mare. La tinerețe poți să aduci aminte de Dumnezeu și să te bucuri cu El. Sau poți să-ți cauți plăceri în lumea asta. Te poți distra, nu? Poți mânca ce vrei, poți să te duci unde vrei. Nu ești la regim. Dar spune Solomon tot în cartea Eclesiastul, vă citesc din capitolul 2, el a făcut niște probe și e bine să învățăm de la alții. Versetul 1, am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie, gustă fericirea. Cu ce a încercat? Versetul 8, mi-am strâns argint, aur, cântăreți, cântărețe și desfătarea firelor oameni, mulțime de femei, am ajuns mare, versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, a vrut să savureze, să se zice aici, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Am lăsat-o să se bucure toată truda mea. Și să-l întrebăm puțin mai târziu, să-i luăm un interviu. Versetul 17. Solomon, cum te simți? Am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Versetul 25. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Nu trebuie să vă îndemne nimeni să vă bucurați, că asta e ceva născut în voi. Dar tare bine ar fi să înveți la tinerețe că adevăratele bucurii, maximum de bucurii, se gustă cu Dumnezeu, nu fără Dumnezeu. Versetul 26, el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Ceilalți au și ei bucurii. Dar știi că sunt de mari. Cât ține efectul drogului. Și totdeauna caută altceva pentru că nu ajung la o satisfacție deplină. De aceea este într-o continuă metamorfoză lumea asta. Altceva și altceva. Să se bucure, să guste. Eu astea spun toate reclamele. Dar dacă i-ai întreba, vă bucurați cu adevărat? Cunosc cazul unei perechi care în tinerețe erau amândoi de lume, băiat și fată, n-aveau părinții credincioși. Și ea s-a îmbolnăvit pe la vreo 17 ani. A ajuns la spital, după toate investigațiile, nu-i dădeau șanse de viață, era o boală gravă. Dar avea un unchi pocăit. Acesta a anunțat la adunare, a început să se roage pentru ea. A venit și ea, Domnul s-a îndurat de ea, și-a vindecat-o. Dar acum prietenul ei, nepocăit, nu știa ce are de făcut, că înainte s-au distrat în felul lor lumesc, apoi când a aflat că e bolnav, a zis că măcar să fie latent cu ea până moare și apoi o să angajeze altă prietenă, altă parteneră. Dar acum ea nu mai moare, se pocăiește, era totuși dragă, ce să facă? El vrea să meargă la distracție, a mers la adunare, n-a prins gustul. Și zice, eu zic cu mine la o seară, la o petrecere, știu că nu mai dansez, nu mai bei, dar te rog, e ultima la care și ori ne rupem. Ea a stat undeva la o masă, oarecum se și temea de ce s-a dus acolo, știa că Domnul a vindecat-o. El l-a dansat cu una, a vorbit cu altul, a băut și la un moment dat s-a trezit ca dintr-un vis. Vine lângă ea și spune, plecăm. Și apare un prieten, un coleg lângă el și spune, de ce ești supărat? Ai probleme de sănătate, te-a deranjat cineva? Și el spune, no, ce facem noi aici, o nebunie. Mă duc cu ea la pocăiți.
Acolo e frumos. Băi, ai nebunit. Măi, nu eu sunt nebun, acum m-am trezit. Zice, uite, ea dansează amândoi, dar aia trăiește cu ăla, ăsta trăiește cu alta. Uite, ea beau amândoi, dar știu eu cum să bazocoresc unul pe altul. Mâine dimineață suntem fără bani, ne doare capul, asta e fericire? Asta e bucurie? Hai, dragă, și lasă și pleacă. Numai că nu știu cum se face că diavolul reușește uneori chiar pe ai noștri să-i încânte cu, așa zise, bucurii. Adevăratele bucurii sunt împreună cu Domnul. Am avut stăruințe la biserică, au fost botezați vreo 90 de tineri și într-un moment de entuziasm, era o rugăciune aceea, toți cu mâinile pe sus, cu lacrimi pe obraz, veselie pe față. Le-am zis la băieți, băi, dacă vă propune cineva în seara asta să mergi la un meci de fotbal, vă duceți? Termină stăruința mai repede, vă duceți la un meci? Nu, frate, că aici e cu gust. Și a spus fetelor, dacă vă anunță cineva într-un mesaj că a postat ceva imagini pe Facebook, vă grăbiți să deschideți telefonul sau computerul. A zis, de vă mai dă Domnul și niște vedenii dumnezeiești, nu vă mai trebuie Facebook în veac. Pentru că gustul celor sfinte e mult mai puternic. Cei din lume gustă bucuria doar la nivel carnal. Să mănânce, să bea, să aibă relații sexuale. Și cam atâta tot. Pe când noi atingem dimensiuni sufletești mult mai mari. Satisfacții pe care ei nu le au. Și e recomandabil să te bucuri. Dumnezeu spune tinerilor, bucură-te! Dar dacă vrei să te bucuri cu adevărat, bucură-te împreună cu El. La o dimensiune întreagă care cuprinde Duh, Suflet și Trup. Doamne ajută, amin? În al treilea rând, tinerețea este perioada cea mai scumpă a vieții, pentru că la tinerețe posibilitățile de alegere sunt complete. Vă rog să vă imaginați că fiecare dintre voi are o fișă în față care sună cam așa. Cu cine te căsătorești și tu poți bifa? Ce profesie îți alegi și ai dreptul să scrii? Unde vei locui și ai dreptul să completezi? Ce credință, ce stil de viață, ce maniere? La tinerețe toate căsuțele astea sunt goale. Și voi puteți bifa. Un băiat poate să spună, vreau să pețesc pe fata aceea. Dar dacă nu vreau să pețesc pe cealaltă, ai drept, nu? La tinerețe posibilitățile de alegere sunt complete. Poți să spui, evident dacă ai și învățat din timp, mă duc la școala asta, nu mă duc la școala asta, mă duc la cealaltă. Dar pe la 40 de ani mai poți să zici, de seară mă duc la fata asta să întreb. Păi nu mai poți, că tu deja ai pe a ta. Tu ai ales, ai bifat. Și unii așa de ușor bifează. Ca și cum ei ar avea foi de rezervă. Și las că mai bifez odată. Crezi tu. Voi câte feciorii aveți, fetelor? Mai multe, nu? Una aveți. Numai odată poți bifa, numai la un băiat îi poți da feciorie, atât. Și bifezi. Iohan. Nu mai poți bifa Nicolas. Gata? S-a dus. Atât poți bifa și tu, Iudita. Și gata. Și s-o puștă în pila. Ai ales. Așa am citit aici, Eclesiastul, capitolul 11. Umblă pe căile alese de inima ta. Ai drept să alegi. Nu la bătrânii se spune să aleagă. Bătrânii culeg, nu aleg. Voi alegeți. Până ești copil, au ales părinții unde să locuiești. Când vei fi mare, poți să rămâi în Germania, poți duce în România, te poți duce în altă țară. Alegi. Ai drept să alegi. Ai posibilități să te orientezi. Dar asta nu durează mult. E ca la examen. Și contra cronometru. Ai ales și cu ce ai ales, rămâi. O, să vă dea bunul Dumnezeu înțelepciune. Amin.
Să știți cum să alegeți, că tare vă place vouă să fiți independenți, să nu bifeze tata și mama pentru tine, nu? Dacă ar fi fetelor ca în antichitate să vă decidă părinții cu cine vă măritați, nu v-ar place așa? Numai să afli cu cine o bifa tata. Nu, vrei să bifezi tu, ea să fie alegerea ta. Da, numai că poți bifa numai odată. Atât. Și episodul nu se mai rea. Viața nu se trăiește în ciornă. Mâzgălești, faci ce vrei, nu, viața e foaie de examen. Îi scris numele în colț, ștampilat, împăturat și tu scrii. Și de-apoi îți cere foaia. Ce ai scris rămâne. Câți nu și-au nenorocit tinerețe. Am sunat doi băieți plecați de la noi din biserică, unul în Franța, unul în America. Plângeau bărbați, nu femei. Spune, frate, noi ne-am bătut joc de tinerețe. Dar acum ne-a bătut Dumnezeu pam pe noi. Spune la alții să nu facă ce am făcut noi. Băi, eu v-am spus și vouă, dar voi ați crezut că e glumă. Unul dintre ei a ales să fie cu o fată și fata aceea apoi i-a nenorocit viața. Bine ziceau grecii, când zeii vor să pedepsească, nu bat cu parul, umblă la minte. Și apoi ce ai ales tu, te doare, te costă mult mai mult decât dacă te-ar fi pedepsit cineva. Tu alegi. În al patrulea rând, vă rog să rețineți că alegerile tinereții noastre sunt luate înaintea lui Dumnezeu. Și aici vreau să accentuez mai mult decât tot ce v-am spus până aici. Poate v-ar plăcea când bifați. Ce fată vă place, ce stil de muzică, ce veți alege voi, ce caracter veți avea în viață. Ați vrea să nu vadă tata și mama așa, să țineți mâna, să nu se vadă. Fiți conștienți că tot ceea ce voi alegeți este absolut înaintea lui Dumnezeu. Așa am citit aici și vă recitesc. Umblă pe căile astea de inima ta, plăcute ochilor tăi, nu mai decide tata și mama. Dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată și te va întreba, aici de ce ai bifat? Să nu crezi că te mai poți scuza, n-am priceput asta dacă când aveai 5 ani. Acum gata. Nu m-am gândit, asta e prostia ta, te vii judecat. M-am luat după alții, asta nu ține, nu e o scuză. De aceea când bifați, când alegeți să spuneți o vorbă, când alegeți să mergeți cu un băiat sau cu o fată, când acceptați o prietenie online, când urmărești ceva, când vizionești ceva, când te întâlnești cu cineva, fii responsabil de ceea ce faci și fii conștient că te vede Dumnezeu și că înaintea Lui le faci toate acestea. Dumnezeu vrea să vă ofere asistența Lui. Am citit aici astfel. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Ce deștepți ați fi voi, măi băieți, să spuneți cât mai timpuriu, Doamne, văd că tinerețea e foarte serioasă și de asta depinde tot ce urmează. N-ai vrea să-mi acorzi asistență și să mă ajut, să mă luminez, să mă îndrum? Fetilor, voi ați vrea un astfel de mentor în persoana lui Dumnezeu? Vreți să vă călăuzeați cuvântul lui Dumnezeu sau voi vă descurca singure? Mai sunt băieți care spun la tata, azi că știu eu. Și un tată l-am auzit zicând, măi băiete, de unde vrei să te duci, eu am venit de mult. Tu n-ai de unde să știi. Dar zicea un bătrân că uneori tinerii sunt foarte încrezători, ca și cum mergi cu mașina și văd indicatorul drum înfundat. Eu nu cred. Am mașină de teren. Se duce, dă cu mașina în zid, se întoarce înapoi, se mă uit toată la indicator și zice, a fost drum înfundat. Așa vreți să pățiți. A doua încercare nu se poate face. Luați-L pe Dumnezeu la dreapta, la tinerețe, adu-ți aminte de făcătorul tău, nu fă ceva de capul tău, e un risc prea mare.
Sau credeți că sunteți mai deștepți ca Solomon? Care e mai deștept ca Solomon? Mânuța sus. Ca să-i spun cu mânuța aia să bifeze. Știți că Solomon a avut câteva domenii în care n-a vrut să țină cont de ce-i scris? Adică s-a crezut mai deștept, zicea el, vreau să-mi plătesc puțin înțelepciunea cu nebunia. Că asta e ciudățenia, paradoxul pentru cei ce umblă la biserică. Ei cred că se pot juca de-a sacru și profanul. Nu se poate. Nu poți să le încurci, numai dacă vrei să te încurci. Și diavolul pe tare mulți o păcălit îngeri. V-am spus, l-a păcălit pe Solomon. În Biblie scria foarte clar să n-aibă un mare număr de cai, să n-aibă multe nevești și să n-adune mult aur. Și Solomon, la toate trei, n-a ținut cont. A falimentat? Da. Samson, la rândul lui, băieți, care e mai puternic decât Samson? Hai. A crezut că se poate, fără să ții cont de părerea lui Dumnezeu. Așa, Dumnezeu te va chema la socoteală. Și când au zis părinții, băi, dar fata asta nu-i dintre evrei. Și, dacă îmi place, ei, în împărăția lui, așa îmi place, o să ajungi sub stăpânirea lui nimănui. A diavolului. Și-a pățit-o rău. Nici de nuntă nu s-a putut bucura. Da? Pentru că unii se joacă cu păcatul și își permit să trăiască fără prezența divină. Tot ce faci, faci înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a văzut, tu ai bifat, ești responsabil de acum și vei suporta consecințele. Pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și legat de asta aș vrea să vă amintesc câteva aspecte pentru viață, între care cea mai de seamă este căsătoria. Un tânăr discuta cu o tânără și cineva i-a zis, e bine să întrebi pe Dumnezeu, ați fi potriviți unul pentru celălalt? Că știți, Dumnezeu a făcut pe Eva să se potrivească lui Adam. Deja mai e piesă nouă, dacă e de Mercedes, tu ai în BMW, nu potrivești. Și sub îndrumarea onora s-a dus la un proroc, dar pe drum îi zice fetei, eu cred că Domnul vrea să fim împreună. Cu alte cuvinte, fără să-l consult, eu asta doresc. Și să știți că Dumnezeu vă respectă libertatea de alegere. Dar Dumnezeu nu vă suspendă consecințele. S-a dus la rugăciune și Domnul i-a vorbit printr-un proroc așa. Poți să faci așa cum vrei. Voi face după inima ta. Dar când îți va fi greu în viață, să ieși afară, să te uiți la stele și să înveți de la ele. Gata, auzi, dragă, Domnul mi te dă. Zici și făcut, acte în regulă, te trec pe numele meu. Numai că doamna era cam scandaloasă. Și într-o seară n-a mai suportat. Că știți, scrie în proverbe că de la gălăgie mult îți vine să te muți întâi la mansardă și apoi să pleci cu totul. Și aici afară era o noapte senină, stele și o amintit de descoperire. Doamne, stelele s-a citit, dar ce să învăț de la ele? Taci și luminează. Asta se poate învăța de la stele. Una nu grăiește, dar toate luminează. Și s-a întors în casă și a încercat să o liniștească pe doamna, regretându-și alegerea. Da. Eu știu atâtea femei care au greșit la căsătorie. Din experiența mea de slujitor am ajuns să spun următoarele. Băieții fac prostii când vor, fetele când se mărită. Adică un băiat își permite la 15 ani să fumeze, să plece de acasă, o fată totuși e mai cu bun simț, poate nici posibilității, nu sunt atât de... Dar știți când face prostii fata? Când vine un băiat, atunci vezi ce are în cap. Cu cine se duce? Și numai că nu mai poți opri.
Și mi-amintesc de una din aceste surori care spunea, frate, sunt terminat, m-a înșelat, m-a păcălit, l-am crezut. Dar frate, când se va termina filmul acesta care are prea multe episoade? Apoi, dragă, dacă te-ai suit în trenul ăsta neîncălzit, te-ai dat jos la următoarea stație. Dar când îi? La moarte. Și frate, altă șansă n-am? Ai fi avut, dar ți-ai consumat. Surori care mi-au spus, frate, spune experiența mea cu lux de amănunte, să nu mai facă și altele ce am făcut eu. Da? Nu vă permiteți să flirtați. Prietenii, așa, angajate, în mod irresponsabil, te joci cu focul. Măi băieți, voi știți că fetele umblă cu cătușe în poșetă? Știați treaba asta? Nu știați. Hai să vă citesc. Eclesiastul 7:26. Asta a zis unul care a avut experiență cu 1000 de femei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, nu toate femeile, numai femeia cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri, cătușe. Și atenție, cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins. Așa că atunci când vrei să iei legătura cu o fată, ia-te cu Dumnezeu de mânuță. Că măcar pe mânuța aceea să nu spună cătușe. Dacă tu nu te ții cu Dumnezeu de mânuță și tu ești așa fudul cu mine în buzunare și dai mâna la ce fată vrei, apoi să vezi cum te înfășoară și mai amară decât moartea. Că de cumva te prinde vreun duh, ne rugăm să te elibereze Domnul, dar de cumva te prinde o femeie, nu mai avem ce să faci. Te-ai dus. Da, asta scrie și în Proverbe. 22:14. Atenție, băieți! Gura curvelor, aia dulce. Să spun mai întâi cum era gura curvelor, înainte vă citim mai departe. 5:3. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii este mai lunecos decât un de lemn, dar la pe urmă este amară ca pelinul ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Întorc la 22:14. Gura curvelor este o groapă adâncă. Atenție! Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Adică tinerii care sunt culpabili și Domnul vrea să-i pedepsească, de regulă le dă ca pedeapsă o femeie. O fântână. Și uitați-vă și pe pagina de îndreapta, scrie aici în 23:27 că curva este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Și dintr-o groapă adâncă și strâmtă o să mai ieși tu? Nu mai ieși. Așa că dacă vreți să zâmbiți și mai târziu, fiți cu minți acum. Nu vă jucați. Alegerile care le luați, le luați înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vă dă libertate să alegeți singuri. Dar suportați consecințele. Modul de viață în credință. Voi puteți să vă alegeți un anume tip de pocăință. Aveți drept. De exemplu, despre Daniel și cei trei este scris că s-au hotărât să-și păstreze cu demnitate principiile pe care le-au avut de acasă, bazate pe Scriptură. Știți care a fost viitorul lor? Unul frumos. Că așa cred unii, că dacă vor rămâne fideli principiilor sfinte, nu se pot realiza în societate. Fals. Dacă Dumnezeu vrea să facă din voi oameni de valoare, chiar pe o poziție înaltă în societate, are toată puterea să o facă.
văd înțelepciune și descalifică pe toți ceilalți. Spune Scriptura în Cartea Daniel, capitolul 1, vă citesc de la versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere. Întoarcem pagina. Versetul 20, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și toate stele care au în toată împărăția lui. Și așa a fost până la bătrânețe. Căci nimeni nu poate să dea înțelepciune cum dă Dumnezeu. Nu neapărat vrea Dumnezeu pe toți să introducă în posturi în guvern sau în poziții de conducere. Dar dacă vă dați inima la tinerețe, Domnului va face din voi, drept carieră spirituală și profesională, ceva ce este cel mai optim pentru voi, ceva ce vă va favoriza pentru toată eternitatea. Da, toată problema se pune să rezistați, să nu vă compromiteți, să aveți demnitate. Știu cazul unei tinere de la Cluj, care s-a înscris la examenul pentru doctorat. O tânără evlavioasă, e cântăreață, era căsătorită, dar nu au copii încă. Și la un moment dat se gândea, poate asta pentru dumneavoastră aici în Germania pare ceva deplasat. Cum să meargă îmbrăcat în ziua examenului? Da, pentru fete îmbrăcămintea e o chestiune mai specifică decât pentru un băiat. Un băiat e mai puțin interesat de asta. S-a dus undeva la rugăciune la sora Saveta de la Corpadea, ca să vă mai dau și nume, și zice sora asta în vârstă, am avut o vedenie. Urma să treci un prag și aveai foarte multe cutii, așa o stivă. Și aveai un batic pe cap și baticul a început să-ți cadă. Și dacă îți cade baticul, când vei da să treci pragul, vei cădea în genunchi și se răstoarnă toate pachetele. Ea nu i-a spus, da, am înțeles, mă duc la examen ca la adunare. A urmat examenul scris, 3 ore a durat. Zicea ea, mi-a povestit personal, am fost ca un predicator la care îi se dă. Am scris 19 pagini fără să mă opresc. Am mai rămas atât scris pe o pagină, timp mai era, dar nu mi-am mai venit în minte ce să scriu. Când s-a dus să vadă examenul, rezultatele la examenul scris, s-a uitat așa de jos în sus, ca pocăiții, nu? A trecut de linia de aici în Tadmiș, manul se găsea 10 curat, că Dumnezeu dă înțelepciune. Se duce la secretariat și zice secretara, 10 curat n-am avut de mult la admitere la doctorat. Între cei ce au dat admitere a fost și fata rectorului, dar n-a luat 10. A urmat examenul oral. Și știa că sunt 2 profesori dificili în comisie. Și ea avea de făcut își dorea să studieze în privința doctoratului ceva legat de, se gândea ce titlu să aleagă, metacritică sau metaanaliză. Și știa că e un profesor sucit, care dacă scrie metacritică o să-i spună de ce nu a scris metaanaliză. Dar ea s-a dus și prin profesorul de limba română, șeful de catedră de la Babeș-Bolyai, s-a interesat cum e mai corect românește. Și respectiv exact asta a întrebat. Și a spus, am vorbit cu domnul profesor Cutare și mi-a spus că așa e mai corect românește. Tăcere. Vine celălalt profesor și spune, auzi, ne-ai făcut graficul criticii muzicale din 1950 până la zi. Cum crezi că va fi în continuare graficul criticii muzicale? Descendent sau ascendent? Și dă domnul lumină și zice, dați-mi voie să studiez și voi face graficul anii următoare. Ce să mai zici? Admisă din nou cu punctaj maxim. Că dacă Dumnezeu vrea, îți dă. Dar dacă Dumnezeu vrea să te încurce, te lasă să mergi până într-un punct ca să-ți fie durerea mai mare și apoi te dai singur peste cap. Sau te lasă să ai, dar nu te poți bucura de ele. Voi alegeți. Cu Dumnezeu la tinerețe sau fără. Și închei, ca să vă dau drept și la întrebări, să știți că tinerețea e perioada care lasă în urmă ori mari satisfacții, ori mari dureri, dar toate mari.
când peste ani te va întâlni cineva și vei avea o familie frumoasă și vei fi un credincios bun în biserică, cu un cazier curat, sau mai mult, la înviere, să te întrebe cineva, ai ajuns aici în Împărăția Lui Dumnezeu în fericire, cum de-ai ajuns aici? La tinerețe m-am întâlnit cu Domnul. Și de atunci m-am înscris în cartea Lui și El m-a notat în acea binecuvântată carte a vieții. Dar vă rog să vă imaginați că peste 30 de ani, cum am eu acum, 50 de ani, să mă întrebe cineva, auzi, ce faci, cum ești? Apoi, ce să vă spun, acum 30 de ani am făcut eu niște greșeli și m-au costat. Și mai ai de plătit mult. Nu știu cât trăiesc. Dar durerea ar fi mai mare să mă întrebe cineva la judecată, să-mi vii numai în seria a doua. Păi ce-i cu tine aici? Apoi, n-am avut minte la tinerețe. De acolo mi se trage. Da? Dacă aș ști voi, băieți și fete, ce valoare are tinerețea, lasă în urmă mari, eterne bucurii sau mari, eterne dureri, aș trăi eu la cote mult mai înalte. Nu v-ați bate joc de nicio dimineață. N-ați distruge nicio seară. E unică. E o valoare cu efecte eterne. Și asta se numește tinerețe. Dacă vreți să o trăiți cu adevărat, acum când sunteți în deplină capacitate fizică, intelectuală, acum când vă puteți bucura, acum când dreptul de a alege este complet, trăiți-o în parteneriat cu Domnul. Și asta va da sens și bucurie deplină vieții acesteia și eternității. Amin?